Și vine tati cu mașina super plină. Negruț, tu ce faci? Nu intră în casă! L-am scăpat! Ia să vedem cu ce credeți că vine tati acolo. Cu ce credeți că vine tati acolo? Cu mobila. Eu sunt în papuși de casă. Sunt trei oglinzi și mi-e teamă să nu le spargem. Ia privești. Am pus eu aici de protecție. Ai ajuns cu ele întregi, nu? Ai mers așa în mânecă scurtă ca să protejeze oglinzile. Arată trei. Foarte bine. Arată. Super. Trei. Și lateralul nu mai faci cu oglindă, nu? Ba da. Oh, nu cred. Trei uși plus un lateral, toate cu oglindă. Deci sunt patru oglinzi. Da, dar nu sunt patru aici. Aha. Lateralul este la atelier. Yeah. Pentru că noi ne facem mobila singuri. Iar acum avem în casă trei ajutoare. O doamnă care stă cu bunica, Valentina care ne ajută la treabă de obicei și domnișoara care tot așa vine să ne ajute când avem nevoie. Avem casă mare, mulți copii și avem nevoie de multe ajutoare. Așa că, sigur, vom găsi pe cineva care să ne ajute cu oglinzile. Tati închide poarta, eu mă duc să cer ajutor. Și treaba continuă. Tati s-a apucat de altceva. Gata cu sărbătorile. Au trecut. De acum la an. Au trecut cam de mult, dar n-am avut noi timp să le dăm jos. Corect. Tati a trecut la alte treburi. Da, am tăiat niște lemne. Vreau să facem un grătar de pește. Ok, noi am dus oglinzile acolo. Ha, le-am pus acolo bine. În așteptarea celorlalte piese, ca apoi să asamblăm toată mobila. Pentru ce-i pus tati scara acolo? Hai să-ți arăt. Wow, cum se vede soarele! Tati se urcă să despodobească și bradul de afară. Hei, 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 vine mătura! Hai. Deja te specializezi în prinderea obiectelor. Corect. Mi-arunci mătura. Hai, dă încă! Am prins-o. Și eu o iau. Iar sunt în papuci, prin zăpadă. Iuhu! Cred că ar trebui să las telefonul jos. N-am nici suportul. Voi opri filmarea să mă ocup mai bine de strânsul acestei instalații. Și gata, mami? Gata, am terminat de strâns instalațiile. Mă rog, nu toate. Mai ai tati de urcat? Bă, nu, ai dat-o și pe aia. Am dat. Yeah! Da, am terminat. Și priviți ce cald e afară. Sunt în bluză și n-am pielea de găină. Nu-mi este fric deloc. Un soare mare și frumos pe cer. Priviți cât de bine mă luminează. De asta mi-am luat și ochelarii de soare. Nu că nu i-aș purta și când nu e soare, pentru că tot e lumină și tot am fotofobie. Așa că tot mă deranjează. Dar nu asta e important. Important este că e foarte cald și frumos afară. Omul nostru de zăpadă face deja podul. Dar fetele stau tot în casă. Nu înțeleg ce e în mintea lor. Am luat casă pe pământ cu grădină, curte și așa mai departe, special ca ele să aibă unde să se joace. Dar surpriză! Se joacă în casă. Pentru că și casa e mare și frumoasă, tati, să știi că ăsta e secretul și de fapt de aia nu ies ele afară. Chiar crezi asta? Da, dacă au tot cele, mă rog, nu mai au tot cele trebuie în casă, în sensul că tati a dus 99% din jucării în magazie, dar tot le-au rămas câteva cu care să se joace. Hei! Ce faci, tate, acolo? Story time. Super! Cum merge? Un pic cu teamă. Nu știu dacă să mă pun cu piciorul pe ea. E greutate foarte mare pe căsuță. Și încerc să o ajut. Am înțeles. Eu zic că zăpada era un fel de adăpost pe acoperiș. Wow, ce mișto! Cum mami! Wow! Super! Parcă sunt bucăți de tort! Ce faci, tati? Ai schimbat metoda? Da. Wow! Da, e special pentru așa ceva? Da, e făcută de mine. Wow! Când ai făcut-o? Uite acum, am jos. Wow! Peștișorii au fost aici, în castron, au stat la condimentat. Și acum, haide să vedem unde au ajuns. Am filmat un pic în castron. Sunt puși în aceste suporturi, aceste mini grătare. Lasă-i pe-i lanț, o să-i faci cu ăștia. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, numai bine, sunt 7 acum. Perfect. Wow, ce bine arată! Ce fac, fetele? Bine! Peștișori!
Miami, miami. Și aici, Ionuț, dăm drumul la sobiță și mămăliguța. Ia, e gata făcut, Ionuț. Ultimii doi peștișori. Ha, ăsta-l mai pui o dată? Nu am în ce să-l depun. Noi consumăm lapte după ce făceam mămăliga. Ei, să vedem ce-l spune și fetele. Încercăm să obișnim și fetele cu așa ceva. Ia, și după ce fetele au dansat sus hora Unirii, Mara s-a hotărât să învețe și la pian. Ia să vedem, Mara, cum înveți. Voi vedeți la story, pentru că am uitat să le filmez și pentru vlog. Asta a rămas din grătarul nostru. Cam așa ceva, să spunem. S-au ars? Nu s-au ars. Cum să se ardă? Ok. Se spală acum, le punem în mașină de spălat, nu, mami? Da, da. Mami e obosită. A rămas? A rămas. Teo vrea să mănânce. V-au rămas oricum acolo. Asta e lor. Nu, e a ta. Nu, e a ta, e a ta. Poftă bună, fetelor. Mulțumim. Poftă bună. Mara dezamăgită. Că nu vreau eu să fac tiramisu acum, noaptea. Dar nu-i noapte, e de 8. Obosită. Mami, da, obosită. Cam această impresie o au copiii despre noi părinții. Copiii voștri aceeași părere o au? Noi v-am lăsat, mulțumim că v-ați bucurat alături de noi. La mulți ani de Ziua Unirii. Ne vedem în episodul viitor. V-am pupat! Pa, pa! Pa, pa! Hai să dăm mână cu mână!